Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la un episod de Minecraft! Oh my god, ia uite câți pilageri trei dat s-au spanat! Ia uite și tu, Cristina, ce facem la mine? Vine un zombie după mine! Vine un zombie după mine! Dar nu poate să vină! Oh, ba da! Vine! Pe bate-l! Hai acasă! Vrei să-l bat? Nu, Felix, uite, fuge villager, da? Ia uitați cum fuge sărăcuțul villager! Dar știi care e faza? Vrea să-l atace, monștri! Eu n-am pat, tu ai pat! Eu am pat, mi-l pun aici, eu dorm. Mai este un cufăr la niște un pat pentru mine. Oh my god, zice că nu pot să... Da, mai este cuvântul un pat pentru mine. Da, mai este. Ok, că astea sunt paturile pentru închisoare. Frate, dar zice că nu putem să dormim, că sunt prea mulți monștri. Păi, în apropiere. Vin aici unde sunt eu, da? Nu știu unde ești tu. Gânde, uite-te pe la mine, pe monitor, și-ți dai seama. Mă uit, mă uit. Ok. Așa. Uite, am dormit. Și ne punem aici pat? Da. Stai să-mi pun și o pat. Deci nu te-ai pus unde m-am pus eu. Nu, zice că nu. Nu vezi unde m-am pus eu? Frate, păi, bate-l. Să-l atac. Eu mă duc mai la depărtare. Nu, Cristina, vin înapoi, pune patul lângă al meu. Gata. Păi nu poți că-s monștri. Pune patul de l-am pus eu. Pune patul de l-am pus imediat, eu. Imediat, frate, că nu pot să vin așa de repede. Ce faci? Nu mai am pat. Nu mai vreau. Stai că vine, pune-te patul pune meu. Pune patul tău. Nu pot să eu ți-am zis, pune patul unde l-am pus gata. Eu. Gata, vezi că vine. Gata, n-ai treabă cu el. Zic, da, uite că fac nani și vine spre mine, mă atacă de picioare. Arde mine, gata. Aoleu, la limită. Așa. Hai să-mi iau sabia. Gata, tu voiai să mă ataci. Gata, s-a rezolvat. Eu zic, pune patul lângă al meu, Cristina, la 5 metri. Gata! Am crezut că trebuie neapărat să pun un pat undeva, doar nu trebuie lângă al tău. Păi da, pentru că lângă al meu nu sunt zombie, ca să poți să faci. Ia uite pe la pelagere cum stau în închisoare. Ia uite, Cristina. Ia uite că au venit și dintr-o ăștia. Scheleton dintre ăștia. Da, care au... Tu ce faci aici? Ce e ăsta? Ăsta e fletul la dat trecut de aia. Ah, da, săracu. Dar el de unde a venit? Păi faza este că... Te-ai îmbrăcat diferit. E fletul din ăla așa cu fiecare are... Au activitate. Dar nu înțeleg de ce e novice. Dar tu ce faci, nene? Hai să-i facem și lui un loc unde să stea. Ce zici? Hai să batem puțin monștri. Vino cu acea. Hai că vin. A, Felix, mai și mănâncă. Eu uit să mănânc aici. Pa, bate după aia, zici și o Felix mănânc. Felix se bate și eu mănânc. L-ai bătut? Gata? Bă, n-ai pe mine nu mi-a rămas nimic. Uite, am aici un paianjen. Paianjenul de lângă închisoare. Ia stai să... Stai că dea una la fundule. Să dărâm paturile astea de aici, să le iau. Unde zbor, frate? Stai, ce poți să dăm de aici? Asta nu mă trebuie și ce nu mai trebuie de aici? Bă, că îmi trebuie toate. Bă, dar tu faci multe ture. Unde ai plecat acolo? Ce nu mai trebuie de aici? Pământul ăsta. Ca să iau patul. Okay. Deci ce o să facem în video-ul de astăzi? Video-ul de astăzi? Facem ceva la villager? În video de astăzi vreau să spun că s-au mulțit villagerii, dar n-am mai văzut. Ia uite pe ăștia închisoare, ia uite. Nici măcar n-au unde să doarmă villagerii noștri. Uite, ia vină puțin, să nu cași pe asta, să nu cași pe asta că ies. Nu, hai de capul meu. Vreau cumva să vină în închisoare. Dacă salut! Vin. Veniți în haideți celule! În celule! Haideți! A venit! Ah, ce fain! În celule! Ok, super fain. Stai că vine după mine, uite. Mamă, ce comic, uite, vine. Face turul tuturor celulelor. Da, aici avem pat, aici avem chiuvetă. Da. Asta este cealaltă camera mea. După cum vedeți, am un apartament destul de mare cu 3 camere. Mă plimb în ele în continuu. Și asta este și colegul meu de cameră. Dar aici nu avem paturi duble, bine să-l vezi. Uite, ăștia doi sunt împreună aici. Da. Vă duceți-vă partea alaltă, că acolo sunt paturi duble. Merg ei. Ia uite cât sunt mulți, frate, da, și foarte mulți. Vii? Da, vin. Na, ce am observat eu este că, uite, un punct de experiență dacă vrei. Hap la el, uite da, acolo. Hai, mă duc. Cineva trage? Cineva trage noi. Uite, un șurub de paianjen, e al tău. Oh, mersi, super. Tot ce am vrut să găsesc în viața asta, ochii de păianjen. Acum văd că tot ni s-au mulțit villagerii. Ia uite, ce mai ești tu? Eu cred că le place foarte mult aici la noi la sat, dar ei săraci n-au să doarmă. Stai să-mi pun puțin câteva lucruri în cutie. I-am văzut noaptea când aveam să facă nani. Golemul ăla mai este pe aici? Golemul face baie. Ia uite ce fain, aici avem o grămadă de semințe. Da. Dar ce le facem acum? Grădini au acolo. Păi nu prea au grădini. Unde au grădini să mănânce? Grădinile astea suspendate, dar astea sunt ale noastre. Știu ei că aici trebuie să mănânce. Într-adevăr. Nu vezi tu vreun villager pe aici? Frate, vin încoace să vezi cât de mulți sunt. Vin aici, Felix. Ăsta este sătucul lor. Ai, fratele meu. Ia uitați. Eu am văzut că s-au mulțit de la distanță. Ce faceți, bă, vecinilor?
Incredibil cât de mulți sunt și cum vorbesc aici și ne admiră. Din cauza că suntem pe trei biomuri lângă alta, ăsta arată diferit. A venit cetățeni de la biomuri diferite. Păi nu sunt. Păi de vilage aer curadei. Uite, ia vină cu asta, poate mulțesc. Ia vină cu ace. Vrei să vin lângă mine? Da, vin. Uite-te, ce că dacă le dau pâine, fac pui. A, da? Ia, care-i, care cu care? Dar le dai așa pe jos? Da. Pe cum o să le dau o mână? Mână frumos. Hai să văd. Parcă zici că hrănești pui. Hai să văd că ce că se mulțesc. Numai cu respect, Felix, dă-le în mână. Stai puțin. Stai că unii sunt mai diferiți decât alții. Ce vrei, îți dau un ochi de pâine? Îți dau o floare? Îți dau o bucată de carne prăjută? Ia pâine, nu știu cu ce se mulțesc. Hai să le dau o bucată de carne prăjută. Dar cu ce v-ați înmulțit, fraților? Ce vezi aici? Ia uite, știu, ăsta stă. Le-am dat un ochi de pâine, nu mi-l luați chiar. Bă, dacă ăsta, placă-mă de aici, ăsta sunt cam mulți! Uite. Când fratele meu s-a înmulțit? Ține carne. Uleu, i-am tras una. Nu mai trage că te bate golemul ăla după. Și s-a supărat pe mine. Gata, nu, că te iubesc. O făcut așa din cap, zici că e indian. Uite, și ăsta ce-i? Uite la asta. Cristina, ăsta stă pe lavă, pleacă de aici, o să cazi în lavă. Frate, trebuie să le punem aici niște gard. Mamă, deci mamă, ce mulți sunt. Dar ce s-au mulțit atât de mult? Nu știu, dar ideea este că ei n-au unde să stea în Felix, trebuie să le facem locul. Prima oară să le facem mâncare să mai mulțească. Hai să facem, uite aici, lângă, că aici e frumos, lângă florile astea, să le facem așa, da, o grădină lungă. Eu ceva nu înțeleg. Aici avem villager, da? Da. Uite-te. Aici avem villager, da? Da. Dar aici de ce n-avem villager? N-am pus unul aici. Am crezut că l-am târât unul pe aici. O fi ieșit. Cred că o fi ieșit, nu știu. Ieșit? Dar lasă-le așa ușa deschisă, să intre când vor ei. Da, nu-i închid aici în asta. Nu. Cum e ăsta așa aici, bă, cam fain. Săraci, măcar îi plătești salariu mare? Zero. Zero? A, muncă oase. În folosul comunității. Ia uite de cum arată, ia uite-i. Mamă, ia uite că vin și eu. Ce comică sunt. Ia uite pe acum sara acolo, vezi? Da. În grădină, da. Ia în grădină să vedem. Hai cum sare. Hai să țopăim și noi acolo în grădină. Ce faceți, bă, vă distrați acolo? Ce face la care sare în grădină? Nu știu, mă duc acum să văd. Ce face la care sare în grădină? Pe aici, pe undeva? Pe aici, vină după mine. A, prin partea alaltă? Ce faci, țopăilă? Ia uite-te. E cam place aici, zice că e romantic. Te-ai blocat? Dar asta ce este? Ăsta e librarian. Bă, te-ai blocat aici? Du-te. L-am împins, gata. Nu, tot aici vrea. Îi place aici. Ce joc e ăsta, măi? Nu știu. A, gata, obosit. Obosit, pleacă de aici. Pleacă de aici? Trebuie să recunoașteți cocolihilor că e foarte frumos aici în sătucul nostru. Librarian. Dacă vrea să stea. Da, și aici cui e căsuța asta, să vedem. Are două paduri. E unul aici în ea. E unul? E Fletcherul. Lasă-le acolo, nu-l mai deranja. Știi cine e asta? Cine-i? Cred că ăsta e ăla care a venit după noi acolo de urmărea zombii. Ah, ok. Asta e casa lui, vin la casa lui. Deci, splendid este totul. Superb. Și trenulețul dragul. E mult să văd până la noi acasă, să văd dacă... Eu uite, încă un golem aici. Cred că apar la câțiva villager. Uite și villager și în partea aia, Cristina. Da. Ia uite și aici, villager. Frate, dacă de mult mergi, trebuie să te urmăresc așa, că dacă nu te pierd. Tu în loc să mergi pe alei, mergi așa de aiurea, Felix. Oh! Ce e aici? Ce se întâmplă? Îs patru fisherman pe pescari. A, da? Bă, cât sunt? Și în casă câți mai sunt? Păi, aveți unde să pescuiți? Ia uite cât sunt în casă. Aveți ce să faceți? Mamă! Îmi place foarte tare că sătucul ăsta al nostru începe să prindă viață. Uite, și încă un golem acolo. Cred că se spanează. Cristina. El face nani golemul. Nu știu. Cristina, hai să-i facem ăștia casa mai mare, ca să stea toți ăștia pescari aici. Casa pescarilor. Casa pescarilor, haide, dă-o încolo de treabă. E super casa pescarilor, dar trebuie să le facem și un lac fain mai încolo. Le facem, dar haide, dă-o încolo de treabă. Cu ce te ajut, Felix? Păi, în primul rând, avem nevoie de... Mai pun niște pământ aici, așa? Cărămidă din asta. Nu să caut undeva. Du-te să caut, cărămidă dacă asta. Avem... Eu mai fac aici spațiu ca să avem mai mult. Da. Trebuie să le facem paturi multe ca să doarmă. Facem aici un hotel. Și avem nevoie să le mărim. Unde am eu? Că pe toate chestiile noastre le-am pus. Deci noi avem o mică mare dezordine, dar o să o rezolvăm noi. Uite, aici am găsit. Nu? Da. Trebuie să facem cândva. Cândva o să ne facem curat, nu promitem, dar ne facem. Oricum, văd că sătucul nostru s-a mulțit extrem de bine. Nu mă așteptam la așa ceva. Vreau să văd și copii, dar n-am văzut. O să facă ăștia și copii, probabil. Cred că au crescut. Dar nu știu când s-au mulțit așa. Cred că au crescut, într-adevăr. S-au mulțit așa de mult. Perfect. Ok. Perfect. Hai că vin acum cu... mai aștept când avem sticlă. Mă, dar avem multe lucruri. Într-adevăr. Deci e plin aici la noi de lucruri. Poate să ne facem un depozit. Bă, dar ăștia cum v-ați mulțit așa? Cred că dacă le facem grădini... Nu știu, ia să vedem. E cineva în casa asta. E mult să văd dacă e cineva în casa asta.
O, în casa aia pe care am făcut-o noi. Dar e ușa deschisă, cineva e a fost. E ușa deschisă, ideea este poate le punem aici mai multe paturi. Da, dar și la pescar, că acolo văd că stau ăștia, dar nu știu de ce sunt așa mulți pescari. Ia uite și tu. Salut, Felix! Salut! Eu am crezut că ăștia sunt fermieri, dar sunt pescari. Uite, că au, zici că parcă au un pește la brâu, ai văzut? Ai văzut la vestimentația lor? Da. Ce ciudat. Da. Eu am pus aici niște pământ în plus, dacă necesită. Ca să facem eu spațiu. Știi ce crezi? Știi ce am citit despre villager la un versiune 1.4? Ce? Că, de exemplu, dacă unul e pescar și altul e pescar, se fac toți cupluri pescari. De pescari. Da, și ci că crezi la nivel. Și copiii lor tot pescari vor fi. Din generație în generație. Cristina, hai să le mărim casa asta. Da? Ok, da, îmi zici ce plan ai, cum vrei să mărim. Dar nu mărim, nu distrugi peretele, pur și simplu mai adaugi. Păi, na, hai, adaugă. Stai să văd, unde mi-ai dat chestia aia, că nu o văd. Apasă pe. Oare am luat-o? Da. Deja am luat-o. Ok. Asta e. Asta-i? Da, că l-ai nisip. Ok. Și acum le facem... Fratele meu. Le facem așa în continuare? Da. Bine, dar asta e piatra dintre aia super șmecheră, nu puteai să faci dintre asta simplă. Păi asta e simplă, e șmecheră, că trebuie, nu știu cum... Șlefuită și așa. Okay. Auzi, dar nu le facem o casă mare a pescarilor, ce faci așa? Eu de asta am făcut aici, până în spate. Ah, ok. Știi? Bine. Am zis că le facem până în copac, știi? Ok. Deoarece copacul ăsta... Și atunci avem cum vrei? Păi până în copac. Uite-te așa. Așa. Da. Mamă mia. Deci eu pun baza, îmi spui până unde. Da. Deci casa pescarilor. Va trebui aici să le facem loșor super fain. Cam atât abonez, nu? Da. Ia ce fain. Ce fain faci. Și vrei să le facem și niște geamuri, niște chestii? Da, să le facem și geamuri. Și cât de înaltă? Cât de înaltă ce? Cât de înaltă? Cât e asta de înaltă? Mai înaltă? Atât. Să le facem... Le las loc de geam. Da, casa pescarilor, fratele meu. Le las loc mare de geam. Uite, le-am lăsat așa, două gemulețe. Bravo! Ia ce fain. Ok. Stai că eu am căzut. Trebuie să le punem și o balustradă, Felix. Nu se pune balustradă, că aici o să fie zid, știi? Aici o să fie zid pentru ei la casă. Ei nu o să știe diferența. Cristina, ai pat la tine, sper, nu? Eu n-am. Nu o să dorm cu ei. N-am. Ba da, am un pat. Am un pat! Ai, nici n-au un pat în casa pescarului, nici măcar. Unde au plecat pescarii? Nu știu. Săracii cam stresați că n-am un să fac în anii. Bă, stai că eu n-am pat. Unde am pus patul? N-ai pat. Uite acolo un pat. Așa, eu deja fac nani într-un pat dintre ăla de închisoare. Da, eu nu știu unde dispar. Nu știu exact, săracii, că n-au unde să se ascundă. Trebuie să le facem multe, multe, multe case pe acum, aici. Acum ori dispărut unde sunt. Sunt pe aici, așa, fugi ziua. A, uite pe acolo. Acolo sunt. Ori fugit. S-au ascuns. Bă, ideea este că o să se facă, în sfârșit o să se simtă și ei mai în siguranță mai încolo cu noi. Facem casa pescarului, trebuie să facem casa pescarului lângă apă. Ar trebui, nu? Dar aici, hai să zicem că asta nu e casa pescarilor, e casa, e casa. Este o casă de villageri. E casa. E hotelul. Hotelul! Asta e șmecher, ne putem și îmbogăți. Ok, cred că bine, așa, de aici, așa. Și distrug aici înăuntru. Da. Distrug, da? Da. Ok. Mie chiar îmi place, îmi dă. Și mie îmi place super tare. Așa. Au aici chestii super faine înăuntru, okay, nu știu așa, ce era chestia asta. Să fac de înaltă. Ce anume? Aici niște... Ce anume? Niște cufere, ce sunt astea? Nu sunt cufere. Butoaie. Așa. Le las, nu? Da. N-ai treabă tu cu butoaiele? N-ai nicio treabă cu butoaiele, Cristina. Ok. Și au intrat niște apă aici. De unde avem apă? De aici, că era o mică fântână. Bă, eu tot ce am pun chiuvete dintre astea pe bune. Dar pun-le în cufăr. Că... tu nu vezi ce faci acolo? Nu. No. Eu mă duc aici să continui cu zidurile. Așa, eu fac aici puțină... Și le lăsăm așa multe, multe geamuri peste tot? Da, că le place. Deci asta este o pensiune. O să doarme ei tot, că nu apun să doarmă. Într-adevăr. Așa, tu fă-le geamuri, eu îți fac cum ar trebui să fie. Dar nu știu dacă am sticlele, las așa... Las așa până când vedem unde am pus și noi sticla. Mm-hmm. Așa, ce fain. Ce fain. Și cu fânul ăsta ar trebui luat. Ai topor? Cu toporul? Ce vrei tu? Ah, ok. Trebuie să facem puțin ordine aici. Multă ordine trebuie să facem. Să le facem frumos, știți? Ca ei când o să vină să aibă o surpriză. Mamă, dar câți villageri avem? Felix, a venit deja villager!
ce era înăuntru? Ce că, au venit deja? Ia, uite, iar da. Pescarea. Uite, ăștia știu unde e casa lui, ia uite că au venit. Da, fratele meu. Trebuie să le aducem și patru. Să știți că eu vă dărâm aici puțin, dar să nu vă supărați mine, că vă construiesc înapoi. Vă fac doar spațiu mai mare, știți? Eu fac acoperișul. Bine, Felix, fă-i acoperișul. Las aici puțină parte de acoperiș care aveam? Sau o iau? Bă, acoperișul lasă-l. Deci nu-l așa, să mai fac din nou după. Păi vezi că cat sunstone ăsta care lei tu din zidurile castei, să mi le dai pe ăla fac acoperișul, știi? Înțelegi? Ah, da, ok. Pe ăla nu pui. Tu pui ălalt. Da. Dar nu știu dacă mai am spațiu, nu mai am spațiu, Felix. Păi de ce nu ți-ai pus gălețele, toaletele când ți-am zis să ți le pui în... Nu mi le-am pus. Ia uite ce fain fac. Mă duc să caut un chest pe aici, ca să-mi pun restul lucrurilor, pentru că-s prea aglomerată. Să nu pui alea care îmi trebuie mie, că deja nu prea mai am. Nu. Cața asta. Bă, dar toate chesturile astea noastre sunt ocupate. Fă-ți un chest. O să fac un chest, să-ți dau? Nu, las că mă duc eu, poate mai găsesc pe aici. Hai că-ți dau un chest, las încolo. Vino cu ace. Las că am găsit aici gol. Perfect. Perfect. Ok, cut sunstone. Mai fost, mai fac câteva. Super. Tu ai cut sunstone să-mi dai? Cred că ai. Am sand. Da, am, dar 3 doar. Cum 3? Că n-am avut spațiu care să le pun. Păi și aici jos. Perfect, da. le iau eu. Mai dai și paletale. Ia uite cum stau și așteaptă. Știu, deci își vor și o căsuță. Imediat, stai că o să le fac aici. Ce ai făcut acolo? Le-am distrus aici butoaiele. Aha, ok. S-au supărat pe mine? Mi-au scos limba? Pune-le două uși, da? Dar pune și niște piatră de sub. Unde să pune? Ți-am dat ușile. Uite aici jos, dar prima oară distruge pământul. Stai că n-am văzut unde. Aici jos. Păi aici e poartă o să fie. Numai că pune de sub niște nisip sau ceva, știi? Ok. Frate, deci mie mi este puțin greu așa cu construcțiile astea, că nu prea mă pricep atâta de mult. Stai puțin, am sunstone, dar n-am cut sunstone. Trebuie să-l fac eu. Așa. Așa. Na, am pus două uși. E bun? Ușa principală dintre asta. E bun, Felix? Foarte fain. Bravo! Ia uite ce fain. Că aici trebuie să le punem, să facem fain acolo cu patru. Trebuie să avem sigur, dacă nu le... fac niște sticlă. Ia uite că stau înăuntru. A, uite că am aici cut sunstone. Acum am spus, cât ai? Sunstone, de afară, că nu-mi plăcea cum dădea. Cât ai? 9 sau da. Mai multe. Acum ai. 7. Acum mai multe. Când eu nu mai am nevoie. Le dărâm puțin aici pentru că n-au nevoie. Le pun eu după frumos pe jos. Unde ce vreau, știi? Vrei. Dar îmi place foarte mult că au venit și să admire. Deci mi-e super simpatic. Așa. De villager. Mie și mie îmi place foarte mult. Să vedem cum facem. Aici pun un turnuleț. Golemul ăla stă acolo și protejează, zici, ha? Da, dacă îi bați, te bate. Încerc să nu-i bat. Să nu te vadă. Deci doar dacă mă vede? Păi da, că nu o să știe el ce faci tu. Nu știu, am crezut că știe tot. E nu spurăcioși. Nu spurăcioși. O, mititei. Într-adevăr, i-am dat una lui unul și o fugit, știi? Da, ce-ar fi să stea când primește? Să-l probabil vine și o fugit. Dar după aia s-a întors. Au suflet bun. Da, imediat s-a întors. Eu fac puțin pe afară, știi? Ok. Nu vă agitați pentru că o să vă facem foarte frumos. Voi deocamdată n-aveți viziunea să vedeți cât de fain vă facem noi. Așa, hai că eu pun aici gazon. Aici așa, pune gazon. Pune gazon, da. Tu l-ai făcut acoperișul? Nu vezi? Bravo, Felix! Eu mă ocup puțin de grădinuță și după aceea o să le pun niște paturi mai multe, nu? Da. Că au nevoie de pătuțuri, ca să facă nanii. Voi vă dați seama, cocolișilor, să vă prindă noaptea și să n-aveți pat unde să vă duceți. Dacă vrei pat, avem lână colorată acolo unde am făcut. Da, adevărul că n-aș vrea să le pun pat dintr-o ăsta de închisoare, că eu numai dintr-o ăsta am. Te duci acolo și faci patul sau iei din ce culoare vrei și să fac eu. Lână colorată... Asta e masă de lucru? Ce? Asta e masă de lucru? Care? Asta e cea de sus care vreau să o dorim. Unde ești? Da, cu topol. Așa, și o să le pun în interior, ca să aibă și ei masă de lucru. De care pat vrei, te duci și-ți faci tu, că ți-a zic eu cum. Știi? Nu, faci tu. Hai că eu mă mai ocup aici, pe jos. Le fac frumos, le cimentez și o să le punem și covor. Bă, tu ai făcut acolo? A făcut puțină inundație. Păi dacă tu nu ai pus, cum se cheamă... Știu. Am pus acolo o chiuvetă. Dar să le punem și lor chiuvetă să se spele pe mâini. Nu știu dacă le trebuie lor așa multe chiuvete. Nu? Nu știu. Perfect, ia uite ce fain arată tot. Super, chiar îmi place. Tu ce faci acolo? Le pui... Dar pune-le nisip, că e mai ieftin, nu le pune din ăla. Ah, da, dar nu știu dacă am.
Și ăla 64 cei. Într-adevăr. La 64 cei, Cristina. Uite, că acum le pun. Am făcut aici un mozaic și din nisip și din piatră. E bine. Dar vedem noi după, o luăm dacă... Ok. Mersi și acum eu pun nisip peste tot, punem da? Punem amândoi, ca să meargă repede. Facem amândoi. Aici ai zis că e gresie, știți? Mhm. Ca să țină răcoare, că aici în deșert este foarte cald. Eu au plecat că nu am... Hai facem, nu să mergi să fac paturi. Ce paturi vrei? Că n-au paturi. Niște paturi colorate, nu contează. Oranj, albastru, okay. Verde. Tu ai, aici n-ai terminat zidul casei, fai aici un colț ceva. Hai că acum mă pun să fac. Mă duc să... Mai de la, nu? Mă duc să fac niște paturi. Puțin, nu mult. Ce culoare vrei de paturi? Că ceva colorat. Să vedem ce culoare găsim. S-ar putea să avem destul de multe paturi, că am făcut din lână acolo pentru eu. Mamă, vă mulțiți atât, cum aveți atât de mult? Iau morcov, cine vrea un morcov? Vai, dar ce frumos începe să fie aici în interior, pe bune, sunt tare mândră de noi. Cred că și la vilageri o să le placă. N-ai văzut că vin noaptea? Vin la un moment dat. Au, aici și un ghiveci! Ok, uite, astea-s culorile. Ce culori vrei? Verde, oranj, roșu, albastru, așa colorat, ca la copii. Verde, oranj, da, roșu, albastru și galben. Și galben. Câte din fiecare? Nu știu, vreo 3. 3 din fiecare? Te gândești bine, uite acolo. Câte culori ai? Pe 5 culori. Așa, asta mi le-ai zis tu. Da, e bun. Cred că vreo 3 de fiecare. Da? Da. Ăsta e mândru aici, cum i-am făcut. Zice că, da, Cristina, mi-ai făcut foarte fain. Ei dacă au pati, vin noaptea acolo să facă nani. Și le-am făcut și lumini. Mă, dar cât sunt. Mă, dar mie îmi place foarte mult designul ăsta. Aici pun dintre astea. Când sunt prea mulți vilageri. Foarte, foarte mulți. Eu zic că ăsta e semn bun, știi? Că se simt bine aici la noi. Uh-huh. Iar și-am pus o chiuvetă. Pune-ți-le în cufăr. Are careva nevoie de chiuvetă? Ți-am zis să le pui în cufăr. Are careva nevoie de o chiuvetă? Nu? Nimeni? Dar poate le pun și lor aici o chiuvetă. Pe bune, acum, deci eu mă duc acum să le pun o chiuvetă, dacă mai am. Nu mai am, aia a fost ultima chiuvetă, nu știu unde s-a dus. Le pun niște torțe? Erau la mine, le-am dus departe. Le pun niște torțe? Eu îți dau niște paturi. Ok, mersi. Că nu mai am spațiu ca să fac alte, trebuie să le dau pe astea. Și după aceea îți vin și cu altora a doua, vreau mai am spațiu. Albastru și roșu. Le pun aici niște torțe ca să fie frumos. Mm-hmm. Doamne, deci ce primitor! A, ce comice sunt paturile! Ia uitați paturile levitatoare. Acum vin. A, dar deja le-am luat. Și trebuie să mai iau verde. Ce culoare ai? Verde n-ai, nu? Da, n-am verde. Ce culoare ai? Am roșu, albastru. Oranj ai? Nu. Ok. Hai să vedem cum punem noi paturile. Mă să fac roșii de oranj. Ai idee așa cum vrei să pun paturile? Un mod așa mai șmecher? Nu știu, poate le pui așa în toate părțile, așa ca să ocupe toate părțile. Și oranj, nu? Așa, da, toate culorile. Bine, nani, păi toate culorile care mi-ai zis. Da. Vai de mine, deci aici o să doarm împreună toți. Mi-e place super tare. Asta mai am spațiu. Uite că deja vine! Frate, deja au venit! Să facă nani? Aici, ca să se uite cum i-am făcut cel puțin. Și mă amuză. O să vină la nani. Cine vine la nani? Dar ce, deja e noaptea? Mă pun și eu să fac nani cu vilagerii. Uite, ți le pun și pe astea. Ok. Așa, hai. Putem să le punem și covor pe jos. Să le punem, într-adevăr, o să le punem și covor. Hai, când ești gata, vii aici. Eu sunt aici. Ești aici deja? Nu s-au zburat ăștia. Trebuie să le punem și noptieră. Uite-te. N-ai tu treabă. Le punem să facem nani? Poți, dacă vrei, sau mai pune patul, că poate dispară ăștia de dimineață, trebuie să le pui. Hai, pune prinde nimeni aici noaptea. Decât dacă vin zombie. Așa, ia uitați cât de fain. Dă-te vilagerule că trebuie să-ți pun patul, nu mai lăsa să-ți pun patul. El de ce nu doarme? Se pune pe pat. S-a pus? Nu, îi zice, vreau culoarea mea pe ferajul de pat. Vreau un pat separat, colorat. Hai că-ți pun, uite aici, culoarea oranj, așa cum îți place ție. Uite, am zis eu că i-a plăcut. Exact. S-a pus la nani. Exact. Du-te încolo. Doamne, deci aici este hotel pentru vilageri. Și o să le punem nani și ceva mobilă. Hai, mă pun și eu lângă Felix. Nani. Dar vilagerul ăla nu s-a pus la nani. El n-are somn, a bucat fel. N-are somn. De ce culoare vrei să fie covorul? De culorile astea care le-am făcut sau alte culori? Stai să vedem. Roz. Roz, că roz n-avem aici. Ah, să nu-ți iau roz.
Mă gândeam că vrea roz. Te gândeai tu că vrea roz, da? E fain așa să faci pentru villager, pentru că ei în Minecraft înseamnă viață. Într-adevăr, e super, super cute. Bă, eu, uite pe ăștia, ceea ce se înghesuie toți. Bă, frate, dar ce se vinde acolo? Ce se vinde? A venit și la noi. Ce se vinde acolo? Se vinde ceva fain? Se înghesuie așa în case. Eu mă gândeam aici să le fac ceva frumos. Roz? Numai roz? Alb? Ceva? E fain și alb, roz, să știi. Alb și mai am și un mov. Atâta roșu și alb. Deci ai griul nostru. Bun. Pune ce știi tu. Roșu alb? Eu le pun și niște flori. Tu le pui, eu îți dau ca să tu să le pui. Ok. Eu le-am pus niște flori aici. Le-am făcut o mini grădină înăuntru. Ia uite, te mergi în casa lui ăsta. Tu ce ai pe casă? Ăsta n-are pat. Ia patul meu. Ce chiot le-am făcut. Frate, ce fain e biblioteca aia. Ce-i asta? Ia, aia de la biserică, cred că. Ia să văd cum le-ai făcut. Le-am făcut super. Lagerilor! M-a rămas aici, am cumpat. Aici? Bă, să nu mergeți prin grădină să-mi furați. Parcă vă și văd. O să se ducă să fure? Cred că da. Dacă știu ei că acolo e mâncare. Ia să vedem. Și aici o să le facem o mică bucătărie aici la intrare. Dar flori în casă, Cristina, mai bine da, le pui în ghiveci. Păi da, n-am avut ghiveci. Și măcar de ce nu le-ai pus pământ verde? De ce le-ai pus din ăsta? Păi nu, știu că ăsta am avut. Ce, nu-i fain? Pune-le pământ, serios, Cristina, așa, cu bine, gazon bine, în față. Bine, nu, bine. Nu, fără din astea. Fără? Ia-ți astea, dacă vrei le pui ghiveci. Da, n-am gazon. Faci în ghiveci. Nu, pune înapoi nisipul. Bine, pune înapoi nisip. Hai că am avut intenții bune, dar mă nebunește, Cristina. Și patul de ce le-ai distrus? Că acolo nu-mi plăcea cum dădeau. Sigur. Știi? Mă duc să dau floarea asta afară, că nu mai am spațiu. Și iau pat. Dar trebuie câte un pat pentru, câte un spațiu pentru un dar pat. Dar nu trebuie să le pui pe toate paturile pe care ți le-am dat. Păi m-ai întrebat de ce nu le-am luat și na. Nu trebuie să le pui pe toate. De exemplu, pui câte vrei. Okay. Le mai facem... am trebuit puțin compartimentat, frate, nu? Că parcă e prea... Ia uite, ia-ți covoare. Și pune covoare. Mersi, dar n-am spațiu. Păi dă-mi mie ceva. Ține. Și aici, și trebuie să-ți mai dau. Ține aici niște mese de lucru. Dar nu, uite, vreau să pun mesele astea așa. Ca niște noptiere. Așa, dar puteți să le pui invers, ca să nu văd baza asta. Să văd numai marginea. Păi așa parcă zici că deschizi, știi? Ok. Nu? Au un sertar. Vezi să nu-ți ia covorul, ia-ți repede astea. Nu-mi lua covorul! Nu poți să-l iei. Nu poți să-l iau. Spațiu. Stai să mă pușcă, nu mai am spațiu. Ce să arunc, ce să arunc de aici? Când ți-am spus dacă o să fac un... Ah, și pe astea le putem pune flori, nu? Pe noptiere. Din cauza florilor tale n-am spațiu. Ține un pat aici. Și acum așa. Eu... Covor, ai alb și roșu? Am alb. Roz? Am alb. Și roz unde? Ia, poți să pe... Roz, uite, ăla de acolo. Am și roz, ce-i drept. Ia uite ce comi sunt. Pe și care... cum le fac? Păi le pui pe jos, așa. Oh, poți să le pun și sub pat? Uite, eu pun așa, roz la intrare. Da, 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 da. Compartimentează-le cumva așa, știi? Și le... Vai, dar ce le place! Uite, țopă e pe pat! Mi-e super drag de ei. Dă-te de aici că trebuie să-ți pun covor. Trebuie să-ți pun covor. Uite, și cum mai facem? Punem roz restul? Da, 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 da. Cât roz ai? Ai destul? Am 26. Ia, ai destul. Mamă, deci ce cute le-am făcut aici și ei sunt foarte bucuroși. Mai alb? Mai am 13, dau? Nu, pui-te acolo. Ia de ce fain arată, chiar arată super, până mama acolo. Mamă mia. Tu ai pus uscăciunea asta aici? Da, azi? Eu am pus. Ce, vrei să zici că nu-ți place? Da, roz mai ai? Butoaie? Da. Nu, mai nu dar am două mese de lucru. Îți mai trebuie butoaie să mai le pui? Mi-a mai trebuit aici două, una mai trebuie ca să pun în optieră. Stai că mă amintesc mai cum să fac butoaiele. Mă uite aici cum se fac butoaiele, uite aici. Ok, două slaburi. Vezi că am dărâmat astea aici ca să pot să pun... Eu am aici un ochi de spider și n-am nevoie de el, nu știu ce stătea acolo. Câte butoaie trebuie? Unu. Unu? Dar dacă vrei poți să faci mai multe. Câte? 3, 4. Bine, 4 butoaie. Mersi! Ți-ai aruncat ochiul de spider. Da. Ia butoaiele. Stai frate, cam atât de multe aici. Stai puțin, de ce ne-ai lăsat aici două ghivece? Păi am vrut să le pun acum. Păi, dar nu poți să le pui peste asta. Nu poți să le pui. Nu pe pot nisip, pe, nu. Pe nu pot. Atunci las că o să le punem pe noptieră ceva. Tu ce poți să faci? Este să pui pune o masă ceva. Nu o masă, un poți bloc să pui de ceva. Da.
Uite, lasă că punem blocul, punem blocul. Nu, nu, uite așa din asta. Așa, perfect, perfect. Și pune acum. Și aici pun. Îți mai trebuie un cactus să pui sau pui uscăciuni? Mai trebuie un... Poți să pun floare, nu pun vine, uite aici două flori, vin afară. Dar las că am și o floare aici la mine. Ia pune, te văd. Așa, și pune florile. Tantam! Haide că arată super. Ia, ia uitați-vă. Ia uitați-vă cât de fain este. Ia uite ce comenzi le place la toți. Frate, dar nu stai pe noptieră, pe pat sta. Ia uite cum viața lor fac ce vrei, casa lor. Parcă pentru copii. Torțe se mai pune? Ți-am pus un covor aici perfect. Deasupra aceea. Perfect. Bun. Noi o să continuăm data viitoare. Nu uiți să apăsați butonul de cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi și ce să facem data viitoare. Da, sfaturi și ne vedem curând. Pa!